orice candidat în circunscripție, indiferent de cine este propus și desemnat, trebuie să aibă un grup de inițiativă în spate lui pentru a colecta semnăturile. Dar 500 de semnături poți să le strâng singur. Așa scrie legea 154 prin care a fost modificat sistemul electoral mixt. Mă opresc aici, nu vreau să vorbesc despre această lege. Îți spun care este regula acum. Da, dura lex, et lex, așa îmi șoptește domnul profesor. Ce ține de obligarea celui care semnează în susținere de a completa el toate rubricile, nume, prenume, data de naștere și așa mai departe. Nu a fost modificat, aceeași regulă se aplică cu urmare. Orice susținător care o să aibă un candidat pentru a fi registrat în consătorial, trebuie să completeze tabelul cel. Dar există o excepție care pe mine îmi pare așa, tare permisivă pentru a deschide portița și pentru cei cu bună credință și pentru cei cu bună și curea credință. Persoana, dacă de vari motive nu poate completa, o să completeze colectorul și trebuie să facă mențiunea. Cel puțin, la ultimul scrutin care a avut loc în Chișinău, eu am văzut suficiente liste, suficiente semnături care erau scrise de aceeași mână și fără nicio mențiune din ce cauză 30 de oameni de pe o listă, unde este evident că e scris același mână, același... Deci nu se trebuie expertiză grafologică, nu există nicio mențiune că aceste 30 persoane care au fost motivele pentru care a completat colectorul în locul lor. Lucrul ăsta uneori de către organele electorale nu se observă, probabil contează din dimensiunea ochelarilor, dar uneori foarte bine se observă. La prezidențiale am văzut candidați care la limită nu le-a ajuns o semnătură pentru că a fost calificat, că a fost, această listă a fost completată de alte persoane și nu de către cel care se numește. La întrebarea cu statistica registrărilor, Vlad, pe înregistrare.cer.md se vede din ce țară și cât s-au înregistrat în acest moment. Acum sistemul arată că s-au înregistrat 2172 de alegători din 388 de localități. De când s-a nu știu câte zile a trecut, două luni, pare mi se. Și aici iarăși mă întorc la eficiența acestei înregistrări. Luăm o circunscripție care doriți, Canada și Statele Unite. Iată, s-au înregistrat 470 plus 210. Doamna Drăgălică, câte persoane sunt oficial în Statele Unite? Oficial, după statistica Statelor Unite, 47.000. Noi știm că e oficial în Statele Unite. Deci, noi avem un indicator oferit care poate să ofere autoritățile din Statele Unite, 47.000 de legători. Pe care sunt criteriul să luăm ăștia 700 de persoane care s-au înregistrat până acum? Sau cel de 47.000? Unde este eficiența? Ideea ca 300 de oameni fizic să semneze o cerere și să-i zice că anume aici vrem să fie deschis secția de votare. Iată, asta era un indicator pentru a amplasare geografică. Cam ceea ce a obligat Curtea Constituțională să facă Parlamentul, stabiliți criterii pentru repartizarea geografică a secțiilor de votare. Registrarea prealabilă, după mine, nu oferă acum răspunsul dacă 270 de oameni s-au înregistrat online. Va fi acolo deschis secția de votare sau nu? La înregistrare prealabilă nici localitate. E posibil. Da, e posibil, sigur, dar vreau să cred că lucrul ăsta se va întâmpla. Ori de dacă 3 ori... Dar nu o să fie înregistrare, cu siguranță nu o să fie. Delegat Sergiu, dacă alegătorii nu au încredere că instrumentul va fi aplicat de cel, respectiv nu se înregistrează. Dacă cel aplică, atunci ei vor fi motivați. Am înțeleg, dar eu nu pot să răspund deci, ce va depinde ce face guvernul. Eu răspund, eu ce pot, cred sau nu cred? Am spus că nu cred în eficiența registrării. După mine, trebuie să, ca să fie... Dar e garantat sau nu e garantat? Pentru că în diaspora există... Nu este garantat. Asta sunt câteva criterii care se aplică cumulativ. Eu profit de faptul că sunt organizator și am să fac și eu un comentariu. Deci, în privința înregistrării prealabile, da, ar fi bine dacă ne-am înregistrat 138.000 câte am votat data trecută, dar eu, de exemplu, locuiesc într-un orășel Windmore și dacă scriu localitatea mea de reședință, ce știe Guvernul Republicii Moldova, nu Guvernul sau cine face liste, unde se deschide, ce știe cecul despre Windmore, chiar dacă pun Philadelphia, noi nu avem. Deci cel mai
eficient ar fi dacă ar fi într-adevăr în baza la 300 de semnături pe care noi le colectăm din regiunea unde credem noi că ar trebui să fie secție de votare. Deci faptul că noi ne înregistrăm și spunem că suntem de Iowa nu înseamnă nimic, nu înseamnă că o să avem acolo. Deci sunt teritoriile în Statele Unite și Canada sunt enorme. Ar trebui, deci să punem accentul nu atât pe înregistrarea prealabilă, despre care mie îmi place să spun că este ca apa minerală pentru un bolnav, nici nu ajută, nici nu încurcă. Dar ar trebui să punem accentul pe localitățile unde locuim compact și unde avem o distanță de 200-300 de mile ca să putem veni la alegeri în ziua alegerilor. Deci pe asta ar trebui să împingem.